Deși la Constanța există deja un parc dedicat sporturilor extreme, multora dintre pasionați le este greu să ajungă până acolo. Așadar, primăria ia în considerare amenajarea unor spații dedicate acestor sporturi în mai multe zone ale orașului. Mai exact, este vorba de 3 spații tip skate park, a căror suprafață va fi de 1000 de metri pătrați fiecare. Au fost mai multe solicitări din partea acestor tineri, în general, care practică skateboard, roller. Și sunt cei în general din care locuiesc în cartierele marginașe și le este greu să vină până la Gravity Park. Și atunci consultăm piața să vedem dacă vom putea face asemenea lucruri, depinde bineînțeles și de cost, pentru că vor veni, dar vor fi mult mai mici, dar tot așa bine amenajate. Iar dacă vor să facă și niște concursuri, avem niște gradene care le putem muta acolo. Se solicită opinii din partea firmelor care vor să se implice în acest proiect. Sunt așteptate soluții tehnice și de design, respectiv oferte de preț privind proiectarea, amenajarea terenului și dotarea cu elemente specifice pentru sportul cu role, skateboard sau bicicletă. Se va avea în vedere amenajarea spațiilor prin dotarea cu diverse structuri prefabricate, alei, jardiniere, spații verzi și mobilier urban, bănci de odihnă, copertine, parasolare, coșuri de gunoi, cișmele stradale, gard de protecție unde este cazul. Se menționează în anunțul primăriei Constanța. Cei interesați au timp până pe 18 noiembrie să vină cu propuneri.